Economic Maria Teiuleanu, partenerii noștri în activități cultural-educative. Now for our guests from other countries, I must introduce myself. You are very welcome. I am Carmen, Director of Cultural Center. We are Institution of Culture of Pitești Municipality, and we have the honor and the pleasure to welcome all of you to us in order to talk, to present a cultural and educational project that you are partners in. And for that, I would like to let Lady Director from Economic High School to present us a few words. And after that, we'll know all the teachers and as well as the students involved in this project. What I understand, it's about how to teach you using the new modern techniques, communication techniques. From this debate, we don't want to make it too long or too boring, but we want to know you, to understand well about this project, and we'll ask you to present what you did exactly in this project, how did you understand each other, and how you find Romania, Pitești, Romanian teachers, and also Romanian students. Thank you, everyone. And now we let Lady Director Iulia Mielcescu to say a few words. Acum, în ultima zi a acestei mobilități extraordinare pe care elevii din celelalte țări partenere ale proiectului nostru, și aici avem Grecia, Turcia, Italia, Portugalia, Lituania, elevi și cadre didactice, cărora le mulțumesc din tot sufletul. Aș dori să mulțumesc și doamnei director pentru amabilitatea de a ne invita aici, la Centrul Cultural al Municipiului Pitești, pentru că, de fapt, noi, cadrele didactice, facem atât instruire, dar și educație și, bineînțeles, cultură. Proiectul nostru este pentru a eficientiza mijloacele de comunicare, pentru că știm foarte bine, calculatorul este viața tuturor copiilor. Și aș vrea să utilizați, am dorit să utilizați calculatorul așa cum se cuvine, pentru că are multe, 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 multe avantaje. Sigur, despre proiectul nostru european, eu am să o las pe doamna responsabil de proiect, promotorul acestui proiect, doamna profesor Corina Ciobanu, dar în final vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în buna desfășurare a acestui proiect pe această perioadă de o săptămână. De luni sunteți aici în România, în județul Argeș, în municipiul Pitești și, bineînțeles, la Colegiul Economic Maria Teiuleanu. Sper că v-ați simțit bine la noi, sper să aveți multe amintiri frumoase, iar elevii noștri, de ce nu și cadrele didactice, să împărtășească celor din țările dumnealor cele mai frumoase impresii. Mulțumesc mult și dau cuvântul doamnei coordonator de proiect, Corina Ciobanu. Implementăm în perioada 2018-2020 un proiect Erasmus Plus, acțiunea cheie 2, un parteneriat strategic cu instituții din Lituania, Portugalia, Turcia, Italia, Grecia. Noi suntem coordonatorii acestui proiect.
Proiectul are în vedere utilizarea eficientă a mijloacelor media digitale în cadrul orelor de predare. Practic ne-am propus prin acest proiect să învățăm elevii să folosească eficient tehnologia și tot ceea ce presupune aceasta. Proiectul are o serie de activități și atât la noi în țară, cât și în țările partenere. Vorbim despre activități de învățare adresate atât elevilor din Colegiul Economic, de la Colegiul Economic Maria Teiuleanu, cât și profesorilor acestui colegiu, precum și din toate celelalte țări partenere implicate în proiectul nostru. În această perioadă, în această săptămână, s-a desfășurat prima mobilitate din proiect la noi în școală, unde au participat 25 de elevi din toate țările partenere, însoțiți de către 11 cadre didactice din școlile respective. Elevii au petrecut în perioada unei săptămâni, au participat la diverse activități comune cu elevii noștri, au învățat să utilizeze eficient mijloacele media pe care noi le utilizăm în instituția noastră. Și de asemenea au participat la diverse activități cultural-artistice împreună. Următoarea activitate de învățare va fi adresată cadrelor didactice din toate țările partenere și se va desfășura în Grecia în luna martie, urmând ca în luna septembrie copiii implicați în proiect din toate școlile partenere să meargă la o activitate de învățare în Portugalia. În noiembrie va avea loc activitatea de învățare din Lituania, în luna noiembrie în acestui an, unde vor participa din nou cadrele didactice, iar proiectul se va încheia cu încă o activitate de învățare adresată elevilor din toate instituțiile partenere în Italia, în luna mai sau iunie anul viitor. Este o experiență frumoasă pentru copiii noștri, are un impact foarte mare asupra lor. Este o oportunitate de a deveni multicultural și a afla foarte multe lucruri noi și a împărtăși cu ceilalți experiențele trăite. Iar acum o să las fiecare coordonator de proiect din fiecare țară să prezinte puțin de unde vin și ce impresii au până acum. Și voi începe cu Angela from Portugal. You can say something about our project. And you can translate, Andrei. Yes. Hello, everybody. It's has been so far an overwhelming experience. We are very happy to be here in Romania. And we want to thank you all for all your welcoming. And it was a very nice time here in Romania. Hope you can come to Portugal. Thank you. Și salutări din Portugalia. Mulțumim. Doamna Jivila din Lituania vă va prezenta de asemenea câteva experiențe din proiect. Hi everybody. We are Bună very tuturor. Happy. Suntem to foarte be here. Fericiți să fim aici. We had very nice time and shared very nice experiences with other project partners. Și ne-a plăcut foarte mult să fim parteneri cu. We will learn more about new technologies during our project. Sperăm să învățăm despre as it only started here. Inovative. Thank you. Și vă mulțumim. Doamna Pinar, coordonatorul de proiect din Turcia. Hi friends, I am from Turkey. My name is Pinar. I'm an English teacher. We are very proud of being here. And my motto is Erasmus Plus programs gather countries together, exchange experiences, cultures, language. That is our purpose to be here. And we had a nice time with Romanian students and the other students and teachers. That's a nice experience where thank you for everything. Și vă mulțumim pentru tot. Doamna Eleni din Grecia, coordonatorul de proiect din Grecia.
Hello. Bună ziua. We came from Great Greece. Am venit din Marea Grecie. To have the experience of Romanian hospitality. De ospitalitatea românească. Of Romanian food, de cultura românească, de mâncare românească, of Romanian românească, educational system. De sistemul educațional and român. Now we go back to Greece. Deci acum să ne întoarcem în Grecia. And discuss about this experience. Să le spunem școlii noastre despre această experiență, împreună cu studenții noștri și colegii noștri. In our school. Thank you for hospitality in your country. Vă mulțumesc pentru hospitalitate. Hello. Și doamna Rosana din Italia, coordonatorul de proiect din Italia. Hi everybody. Bună ziua tuturor. We have been so happy to be here. Am fost foarte fericit and să fim aici. The focus of the project was about new technologies. But we also appreciated your hospitality. Dar am apreciat și ospitalitatea. And we were particularly impressed by Romanian studenții români. Because they were so helpful, committed and involved. Well, according to me, the focus is also on human relationships and the possibility to know each other better. Thank you very much. Now, proiectul are de asemenea relații umane și să ne cunoaștem mai bine. Vă mulțumim. Thank you. Și acum aș vrea să las doi elevi din școala noastră să împărtășească puțin din experiențele lor din acest proiect, începând din luna septembrie, de când a început, câteva păreri. And I will invite students from other countries to, for example, to share with us this experience you had. Okay? Thank you. Hello everybody, my name is Andrei, I think you all know by now. And first of all, I wanted to thank you all for being here. You are all wonderful people and we really had fun this week. I'm going to miss you all of you, I'm going to miss you. And you are wonderful people and the activities we did this week were amazing and I will never forget this. Since September when the project started, I never knew what to expect, and my expectations led me here. And I really want to thank you all. You are all wonderful, and as I said, we are all the Romanian students are going to miss you. Alexandra? Hi, my name is Alexandra. I'm 16. I think you know that. I hope you liked our country. I made a lot of friends. I think I'm nervous. I think that you liked our country, that you will come again and again and again, and you will see a lot of another cities. I was so excited this week that I met you and we made a lot of things together, and I think I will see you in your countries, I don't know. Thank you. So hello, I am from Lithuania, and it's my first time in this project. I met many people. This week was very excited, and it was nice to meet you all. I would like to come to Romania, maybe sometime. So thank you. It was a wonderful week. We do new friends. I'm from Portugal. It's a wonderful week. We make new friends. What did you learn from this project? Can you I learned speak better English.
I met share experience. Learn about Romania, and I hope the other people learn about little things from Portugal. Thank you. Hi everyone, I'm from Turkey and I'm so happy to be here. My name is Semih. I'm so glad to know you guys, and I'm so thankful for this project and all of the students and teachers. I'm so thankful for you, because if you wouldn't be here, I couldn't meet with my friends. I'm so happy to meet with you guys. I don't know what to say, but it was a wonderful experience for me. And I don't know what can I say. I love Romania. I love Pitești, Brașov, Brașova. No, Brașov. Brașov, Pitești, and Bucharest. I love it. And I love Romanian food too. It has a really wonderful taste for me. Yes, thank you. No pressure. No pressure. I am Antonino and I'm from Italy. I think that it was a good experience because I know different culture, and in particular I think that other people that think that other people of other countries are weaker from that are very stupid, because we are all the same and we should love the diversity of our culture. Because if the world wasn't different, it wasn't there weren't a real life. I'm happy to socialize. I'm happy to have to socialize with you, because Haim and my friends are. Think that you are very wonderful. Happy to speak to you in our countries, because and also I think that we can meet together and have fun. Thank you. Hello, I'm Nicolas Katsaros from Greece, and I wanted to say thank you, all of you from all the countries that are here, and we had a really great time here. This is my favorite Erasmus project and trip so far, and I love everybody here. I love the country and its people. Hello, my name is Miron, I'm from Greece. First of all, I want to thank you all for the hospitality. It was a great experience. I love Romanian people. I love all the countries, all the people. You are the best, I love you. First of all, I think we all learned to be better with each other and learn about each other's cultures, but most importantly, learn about innovative technological tools like Photoshop and Sony Vegas. Yes. Since technology is part of our day-to-day life, this project is amazing, because it teaches you many different ways in how to use these technological tools to your day-to-day life. How to make a report, or how to make a TV report, for example, or how to make, I don't know, a school presentation or something else. But apart from all this technological and stuff we learned today, we all learned to be better people, and we all learned to communicate with each other. And despite all the languages here, Portuguese, Italian, Romanian, we all spoke a different language. We all spoke English, and we felt like brothers and sisters for an entire week. And I think this is the whole
idea of the Erasmus is to unite all the countries and make them forget about their differences. Acest proiect se află la început. Sperăm să învățăm foarte multe lucruri noi pe parcurs. Faptul că învață să folosească eficient o cameră foto, că învață să facă un film și să folosească folosindu-se de diverse programe, faptul că învață să utilizeze diverse mijloace de comunicare, că este WhatsApp, că este Gmail, că este o conferință online sau Skype, toate au ca scop să învățăm din acest lucru, să le folosim practic eficient. Acesta este scopul proiectului, pentru că toți le folosim în fiecare zi, jonglăm cu ele în activitățile noastre sau pur și simplu în timpul liber, dar scopul proiectului este practic să ne învețe să le utilizăm eficient și să învățăm lucruri utile pentru noi ca oameni și pentru dezvoltarea noastră proprie. This project is still in its beginnings. This project is about how to use a video camera efficiently, or how to use WhatsApp or Skype or video chat. We use these technologies every day, and I think the basic idea of the project is apart from meeting each other, because we all want to meet each other and communicate each other, the idea of the project is for us to help us understand these technologies better and use them in our day-to-day life. Încercăm prin acest proiect practic nu numai să învățăm să utilizăm tehnologia, dar să învățăm lucruri de viață, lucruri care practic le sunt utile în orice situație, să se descurce în anumite situații probleme, să încerce să găsească soluții la probleme. Practic te învață lucruri utile pe care le poți folosi oriunde. And apart learning from technological tools, we also learn life lessons so we can find our way in life and not get lost in another country or in another city or somewhere foreign.